Eu de multe ori, în lipsă de mâncare, mâncam și trifoi din iarbă. Da, trifoi, nu iarbă din asta care se crede acum, înțelegi? De foame. De foame. Ca să merg. Așa, așa a fost în perioada aia. Așa era, așa a fost în perioada aia. Dar acum dacă le spile cineva, zic, bazmi sau așa mai departe. De loc de râs, după cum am spus, așa, deci așa a fost. De film, dar este inadmisibil ca cei oameni care erau plătiți pentru așa ceva să... Nu știu. Așa a fost în perioada aia. Au fost foarte mulți copii lăsați. Acum cred că poate mai sunt niște mai reguli, mai impunătoare, mai nu știu ce, dar sunt foarte multe cazuri și mulți copii frumoși și bine, tot copilul e frumos, în frumusețea lui, dar sunt foarte mulți, sunt foarte mulți. Ar trebui mai legile mai aspre, mai, dar asta e, nu sunt eu acolo cu chestiile astea, dar sunt foarte mulți. Țineam minte că era Crăciun, era Paști și veneau foarte mulți copii, foarte mulți părinți la copiilor, pentru că mai erau și cazurile alea în care chiar nu aveau unde să țină, dar primeau vizita. Vizitatori. Eu totdeauna spuneam și la directoare și la portar și tot, când vine mami, când vine părinții, când vine, totdeauna vin, dar nu mai ajungeau. Sau era în perioada aia poștașii erau mai activi, pentru că acum nu era atâta social media. Digitalizare. Și vineau foarte multe plicuri. Foarte multe plicuri, cu scrisori, cu pachete, cu tot. Eu întotdeauna așteptam poștașul în poartă, că știam perioada, ca să-mi adeie ceva, un plic sau ceva, adresă sau ceva, nimic, sau o scrisoare. Cât de greu ți-a fost să ne-ai văzut timp de 9 ani că la tine nu vine poștașul? Foarte greu, foarte greu, dar... nu știu, dacă ar fi să mă mai întorc încă o dată în acei ani... nu știu, cred că mi-ar fi foarte greu, foarte greu. Încă nu aveam, cum să spun, nu știam încă lumea atunci, în perioada aia. Nu știam lumea, că noi eram doar de... Aici era casa de copii. N-avea altă realitate. Dar n-avea altă realitate. Aici era casa de copii, în față erau două parcuri, în curte era o mașină din lemn. Din lemn, care noi ne jucam, dar nu eram duși așa, să zic, cum sunt acum, cu tabere, cu tot felul, cu în centru de zi, sau integrați în societate. Noi doar atâta. Eram ca un fel de, nu știu dacă folosesc termenul corect sau nu, pușcărie, dar cam așa era în perioada aia.